Bună seara, Bună ziua, dragi consilieri! Suntem un nou consiliu ales. Avem mandatul 2024-2028. Vă doresc succes. Să nu uităm că suntem în slujba cetățenilor. În conformitate cu ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ și a dispoziției primarului numărul 861 din 26-10-2024, ați fost invitați la ședința extraordinară de Consiliul Local al Municipiului Dăuz, ședință care are loc astăzi, 30-10-2024, ora 10 și se desfășoară în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dăuz. Materialele scrise de proiectul de zi, constând în proiectul de hotărâre, însoțite de reglementele de aprobare a resortelor, rapoartele de specializare ale compartimentelor de resort, au fost puse la dispoziția consilierilor prin e-mail. Pe ordinea de zi avem 5 proiecte și după aceste proiecte am mai apărut o propunere suplimentară de 2 proiecte. Dau cuvântul domnului primar pentru a... Nu trebuia, dar fiindcă este prima ședință a Consiliului ales, așteptăm să intoneze imnul de stat. Dacă este pregătit. Și ne izbăvește de cel viclean și cel rău. Amin. Lui Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu. Amin. Doamne ajută, dragi colegi, mult succes! Dau cuvântul domnului primar, Robin Bogdan Amin. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere articolul 135 al NATO din ordine numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,
prin prezenta vă aduce la cunoștință propunerea de suplimentare a ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local, convocată pentru data de 30.10.2024. Așadar, punctul numărul 6. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.665 în 26.10.2024, privind desemnarea reprezentanților municipiilor Dăuți din rândul consilierilor locali în adunarea generală a acționarilor, AGA, la servicii comunale, Estară Dăuți, inițiator primar Vodin Bogdan Andrei. Și 7. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.668 din 28.10.2024, privind desemnarea 3 reprezentanțe ai Consiliului Local al Municipiului Rădăuți în Consiliul de Administrație a Spitalului Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian Rădăuți, inițiator primar Vodin Bogdan Andrei. Mulțumesc! Supun la vot această propunere de suplimentare. Ba, care e chestiune? Domnule președinte și domnule Martin. Pentru că, așa cum cunoaștem cu toții, prevederile codului administrativ, care prevăd posibilitatea inițiatorului unui proiect ca acesta să-și îl retragă, de backup avem și noi două proiecte suplimentare, identice care conduce domnului primar, cu aceeași temă. În cazul în care domnul primar va dori, în cadrul acestei ședințe, după ce se votează ordinea de zi, să-și retragă proiectele dumneavoastră, vă rugăm, dragi consilieri, să înregistrăm și proiectele noastre care au aceeași temă, același subiect, doar pentru a nu le oferi posibilitatea inițiatorului să și le retragă. Așadar, dăm și noi citire proiectelor noastre de hotărâre care au același subiect, doar că sunt înregistrate sub numărul 99.671 din 28.10.2024 privind desemnarea reprezentanților municipiului Rădăuți în bine de rândul consilierilor locali în adunarea generală a acționarilor AGA la SECE Servicii Comunale, respectiv proiectul de hotărâre 99.670 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local ai municipiului Rădăuți în Consiliul de Administrație al Spitalului. În cazul în care domnul primar, domnul Bogdan Andrei, nu își va retrage dumnealui proiectele de hotărâre pe care le-a inițiat, le retragem noi. Dar pentru a exista această formă de backup, deocamdată le punem la vot în bloc cu totul această suplimentare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ofer puțin, proiectele. Intervin puțin. Supunem la vot suplimentarea domnului primar, după care supunem la vot suplimentarea cu celelalte două proiecte inițiate de domnul Creanu Primache, după care vom pune ordinea de zi în integralitate. Aș vrea să mai spun și o două cuvinte. Niciodată în istorie, de când sunt primar, în ședința în care am intervenit cu niște proiecte, nu le-am retras. Singurele proiecte pe care le-am retras de când sunt primar, au fost acelea care, în intervalul de timp de când le-am pus pe ordinea de zi și până la ședința de Consiliu Local, am mai primit niște informații că nu ar fi fost în regulă. Dar consider că este ok să mergem așa cum a spus și domnul Andonati și să vedem ce o să iasă, dar eu nu voi retrage absolut nimic de ce am inițiat asta. Așadar, domnule președinte, supuneți la vot? Supun la vot. Suplimentarea cu cele patru. Nu cu cele patru, pentru că sunt, practic, dacă sunt identici, o să pun separat. Supun la vot propunerea de suplimentare, care a fost citită mai devreme, a domnului primar. Cine este pentru? Vă rog să stați în mâna ridicată. 18 pentru. Voturi împotrivă, abțineri dacă sunt. Acum voi supune la vot propunerea de suplimentare a domnului Traian Andronati. Tot cu aceste două suplimentare. Cine este pentru? Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? În realitate a fost votat. Și o să renumerăm în continuare, deci au avut 2, 6, 7 au fost 2 și ale dumneavoastră 8 și 9. Și se vor citi în ordinea care au fost 2.
Acum o să supunem la vot proiectul ordine de zi cu tot cu suplimente. Voturi pentru, voturi împotrivă, abținere dacă sunt, în unanimitate a fost votat. Mai am o solicitare, domnule președinte, acum că este aprobată ordinea de zi cu tot cu suplimentare. Am solicitarea de la dumneavoastră, domnule președinte, dacă și colegii vor fi de acord, să modificăm ordinea de zi, în sensul că punctul 5 de pe ordinea de zi să devină ultimul punct. Mai ales, mai exact, alegerea viceprimarului. Dar noi deja am votat. Noi deja am votat suplimentarea ordinii de zi. Nu s-a votat ordinea de zi în integralitate. Le-am modificat. Am pus 6-6 și dumneavoastră a fost poftă. Putem să dăm banda înapoi, dacă doriți. Dar s-a votat, a fost extraordinar de atent, s-a votat ordinea de zi suplimentată. Așa cum a fost suplimentată, da? Așa cum a fost suplimentată, ordinea de zi în integralitate. Dacă vreți, putem merge cu stângul mai departe. Deci, dar nu doare nimic dacă modificăm ordinea. Sunteți de acord, domnule președinte, că nu doare nimic dacă se modifică ordinea? Să nu mai zic. Eu, părerea mea este în felul următor. Arătați așa o frică, ziceți că nu știu ce ar trebui să, nu știu, să urmăriți și așa mai departe. Din punctul în care m-ați plasat domnului primarul de acolo, în momentul în care au amestecat, dar vom modifica elementele astea. Eu știu, după ce se pierd niște alegeri, cum ați pierdut, urmează o perioadă când veți continua așa. Știu, nu am nicio problemă. Dar dacă procedura spune că s-a votat în integralitate proiectul cu ordinea suplimentată, eu merg de mâna juristului. Ca să nu mai spun că și în calitate de primar, dacă eu vin ca inițiator cu niște proiecte și de fiecare dată schimbăm ordinea, facem ca la alba neagră, nu este nevoie, vă spun sincer. Domnule primar, dumneavoastră, faceți cum considerați. Eu am adresat această rugăminte președintelui de ședință să supună la vot modificarea ordinii de zi în sensul punctul numărul 5 să devină ultimul punct. Având în vedere că aceste proiecte au fost renumerate și le-am pus sub aprobare, au fost aprobate. Nu și are sensul să mai schimbăm ordinea pentru că deja a fost votat. Deci să trecem în continuare la proiectul numărul 1 pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99661 din 26-10-2024 privind alegerea președinților de ședință a Consiliului Local al Municipiului Răuți pentru perioada octombrie 2024-octombrie 2028. Inițiator, consilier local Zecalo Adi Gheorghiță. Supun la vot. Bine, eu pun amendament aici pentru că aici s-a observat o eroare. Deci amendament a proiectului de hotărâre numărul 1 de pe ordinea de zi privind alegerea președinților de ședință a Consiliului Local al Municipiului Răuți pentru perioada octombrie 2024-octombrie 2028. Întrucât s-au omis din eroare ca lunile ianuarie, februarie și martie anului 2026 să respecte ordinea alfabetică, propun ca anexă la proiectul de hotărâre privind alegerea președinților de ședință a Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru perioada octombrie 2024-octombrie 2028 să se modifice și să se completeze potrivit anexei la prezentul amendament. Și aveți, ați dat la fiecare, da? Deci la un moment dat s-a fost sărit peste niște luni și nu era regulă pentru anumiți colegi. Dacă sunteți în regulă, acum este peste ochi. Supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, în unanimitate a fost votat. Acum supunem la vot proiectul numărul 1, cu tot cu amendament. Voturi pentru acest proiect, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri dacă sunt, în unanimitate acest proiect a fost votat. Având în vedere că acest proiect a fost votat, acum va trebui să-l punem în aplicare. În acest sens, o invit pe doamna consilier a Irinei să preia această ședință. Poftim, doamna Irine.
mă rog, în mod respectuos, să supunem la vot, în acest moment, modificarea ordinii proiectelor de ședință, începând cu numărul 2 încolo, sens în care solicitarea, pe care vă rog să o formulați consilierilor locali, este de a trece proiectul care se află în momentul de față la punctul numărul 5, la ultimul punct. Supuneți la vot modificarea ordinii de zi a ședinței în continuare, în sensul punctul numărul 5 de pe ordinea de zi să fie citit, să fie numerotat ca fiind ultimul proiect de pe ordinea de zi. Deci revenind la ordinea de zi, s-a votat odată, dar juridic, Consiliul Local are această capacitate de a modifica ordinea de zi. Sunteți noul președinte de ședință și vă solicit în mod respectuos să modificați ordinea de zi după cum urmează. Proiectul numărul 2 rămâne conform ordinii de zi care a fost aprobat. Proiectul numărul 5, și anume proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului, se renumerotează regimentat fiind sub numărul 8, parcă. Sau 9? 9. Ordinea rămânând în rest neschimbată. Dumneavoastră aveți posibilitatea să întrebați consilierii locali cine este de acord cu modificarea numerotării ordinei de zi a proiectului. Punem la vot amendamentul domnului Traian Adunache. Cine este de acord la solicitarea domnului Traian Adunache? Cine este de acord cu modificarea ordinii de zi? Ca proiectul cu viceprimarul să fie votat ultimul. Vă rugați să numărați. Cine este pentru? Aceasta după alegeri și știu ce se întâmplă. Așa că orice provocări veți vedea că vor veni întrebări și așa mai departe, vor fi doar strict pe subiect și nu la ceea ce se încearcă. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.662 pe 26.10.2024 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Rădăuți pe principalele domenii de activitate. Inițiatorul primar Dorin Bogdan Andrei. Discuții la subiect? Aici trebuie să venim cu propunere. Comisiile... Da, o să dau cuvântul doamnei jurist. Pentru proiectul de la punctul 2, v-am transmis o adresă pentru a înainta către secretarul general propunerile pentru acest proiect, însă până la data prezentă nu am primit propunerea, astfel încât să putem să completăm proiectul de hotărâre până la data ședinței. Rog liderii grupurilor de consilieri în cadrul Consiliului Local
să își propună membrii în comisiile de specialitate, patru la număr, cu respectarea configurației politice în ordinea mandatelor obținute la ultimele alegeri. Da. Da? În acest sens, dacă îmi permiteți. Dacă îmi permiteți, în acest sens, pentru Comisia Economică, propunerile noastre sunt doamna consilier Irinei Cristina, doamna consilier Donaru Persida Daniela și domnul consilier Nistor Tătar. Pentru Comisia de Administrație, domnul consilier Muntrescu Dan și pentru propunerile noastre, secretarul Partidului PSD-ului. Pentru Comisia de Administrație, domnul consilier Muntrescu Dan și subsemnatul Andronache Traian. Îmi cer scuze. Deci, da. La Comisia Economică aveți trei propuneri, să înțeleg. Bun. Având în vedere că aveți un număr de 8 consilieri locali, da? 8 locuri aveți. Ori, regulamentul articolul 14, reprezentarea politică pe fiecare comisie să se respecte numărul de mandate. Adică, Aurul, obținând 2 mandate, are 2 locuri în comisiile de specialitate. Dumneavoastră aveți 8 locuri, fiind număr egal, câte 2 în fiecare comisie. Da? Și PNL-ul 9. Și PNL-ul 9. Cum înțeleg? Da? Într-o comisie ar veni 3 locuri și în 3 comisii 2 locuri. Vă rog să respectați această configurație. Conform algoritmului și conform legislației, vă asigur că dacă citesc până la sfârșit, cele 9 mandate ale consilierilor locali PNL își vor găsi reprezentare. PSD-ul, tot conform acelui regulament, un consilier local are voie să facă maxim parte din 2 comisii. Consilierul local care are, din partidul politic care are cele mai multe mandate. Scrie în regulament, dacă ați fi citit puțin mai departe, articolul. Cu siguranță, de asta, un consilier local de la PNL știți? Poate fi reprezentat în 2 mandate. Pe fiecare comisie, deci Comisia Economică are reprezentare, trebuie să aibă reprezentare politică egală. De asta zic. Nu se respectă configurația la fiecare comisie. Nu se supune la vot pe care, da? Și repet, eu vă asigur că dacă vă lăsați, dacă notați până la capăt, veți constata. Dar eu spuneți la final hotărârea. Și atunci ne blocăm la proiectul ăsta de hotărâre. Doar pentru simplu motiv. Și ca să fie votul mai ușor, ar fi minunat dacă am face o propunere în integralitate, dacă nu s-a înaintat până în momentul ăsta, și să supunem la vot secret propunerea în integralitate pe fiecare comisie. Și atunci ar depăși momentul. Dar cu configurația politică respectată. Sunt într-un totul de acord. De aceea, da? Notați, vă rog, propunerea noastră și dacă... Vedem la final. Eu la final vă vedea. Deci, în Comisia Economică, așa cum am spus, a Irinei Nistor Blănar, rămânând 2 locuri vacante. În Comisia de Administrație, Andronache Motrescu. În Comisia de Urbanism, Galan Romeo Iosif Lorin. În Comisia de Învățământ, Cultură, Sănătate, Ignatiu Maria. Acestea sunt propunerile noastre. Pentru formațiunea AUR, domnul președinte Dalmatu. Doamna președintă, dă cuvântul mai departe. Da? Dau cuvântul doamnei Maria, că propunerile din partea PNL sunt următoarele. Pentru Comisia Economică, propunem pe domnii consilier Lucian Constantin Grijincă Marius. Pentru Comisia Administrație Publică, pe domnii Grijincu, Puiu și Ungureanu. Pentru Comisia Urbanism, domnii consilier Jecalu, Țarevici, Grijincu.
și pentru Comisia Învățământ Cultură, subsemnata Terișca Maria și Chiraș Elena. Ultimele două, Urbanism, Cicalo, Țarevici, Prijiniu. Învățământ, Chiraș și Terișca. Administrație publică, Grijină, Puiu, Ungureanu. Dau cuvântul și celor de la AU. Dacă nu e în Comisia Economică, Crițcan Cristi, pentru Comisia de Urbanism, subsemnatul. La Comisia de Urbanism deja avem... Asta nu te-ați propune. După aia vedem ce este la vot. Pentru Comisia de Învățământ Crițcan Cristi. Deci două comisii. Comisia de Urbanism și Comisia de Administrație. Și Comisia de Administrație. Comisia de Urbanism și Comisia de Administrație. La administrație sunteți dumneavoastră sau domnul Crisca? Domnul Crisca, da? Domnul Crisca, da. Deci Comisia de Administrație și Comisia de Urbanism. Deci. Și la economică tot domnul Grițcan era, are voie conform legislației, două mandate, să fie în două comisii. Nu are, are în două comisii, aduce comisie la administrație, da? Și punem economia. Deci domnul Grițcan la economic, domnul Grițcan la administrație, la urbanist, domnul Marchi. PNL-ul a rămas cu 4 locuri la Comisia de Învățământ Cultură, 2 locuri la urbanism, 2 locuri la administrație și 1 loc la economie. Punct. Și s-a făcut reprezentare. Pentru că e vorba de vot de persoane, trebuie să facem, deci procedăm la vot, redactarea de vot. Deci, haideți să le luăm nominal. Da? Da. La Comisia Economică, la Irinei Cristina, ministru portar din partea PSD-ului, da? Și doamna? Blănar. La PNL, Lucian Constantin, Grijincu și... Atât, da? Grijincu și domnul Crițcan, da? Aici ar fi complet. La Comisia Administrație, Mutrescu Dan, și domnul Andronache, domnul Grijincu de la PNL, domnul Puiș, domnul Ungurean. Da? Așa. Domnul avem domnul Galan. Și domnul la Comisia de Administrație. Renunțat. Că, da? La urbanist avem domnul Galan Romeo, așa, domnul Ioțe Florin, domnul Jecalo, domnul Țarevici, domnul Grijincu de la PNL și domnul Marcu, da? Și avem 5. Dacă la comisie. Dacă la comisie. Haideți să scoatem, ca să nu... Deci, da. Dacă supunem... Ascultați-mă o secundă, până la capăt. Puteți negocia aici, în cadrul ședinței, propunerile, să avem câte 5 pe fiecare comisie, astfel încât să punem în integralitate exact proiectul. Dacă sunt 6, vom trebui să facem buletinele de vot, astfel încât să se voteze nominal fiecare persoană pe comisie. Așa se vede. Și nu va ieși la final dacă nu se respectă configurația politică, hotărârea se consideră a fi adoptată pentru că ați votat-o, la semnarea de legalitate, nu voi semna de legalitate. Atunci, haideți să facem configurația politică. Nu se poate relua votul. Deci, dacă la vot la final nu iese, da? Nu pot să fac un alt serial proiectul să resupun la votul secret. Asta este ideea. Deci niciun proiect nu se votează de două ori. Da? Undeva, într-o singură comisie, două comisii sunt în regulă, da? Și două comisii sunt cu 6. Haideți să... Deci la Comisia de, urbanism, avem domnul Galan Romeo, domnul Iosif Lorien, da?
domnul Țalecu, domnul Jecanu și domnul Grijincu și domnul Marcu. Deci, la urbanism, PSD-ul având două locuri, renunțați la un loc. Cum să renunțăm PSD-ul la un loc, dacă avem două locuri și a spus... Păi, aveți trei în... Care trei? Galan și Iosif. Galan, Iosif de la PNL puneți doi și rămâne Marcu, sunt cinci. Ca să fie o reprezentare echitabilă, PSD-ul având 8 și 4 comisii, câte 2 în fiecare comisie, PNL-ul la fel, câte 2 în fiecare comisie, după care PNL-ul 1 în plus la o comisie și încă 1 la o comisie, pentru că conform regulamentului, cum spune doamna jurist, partidul cu cei mai mulți consilieri de la 20-lea reprezentant, rămâne aurul cu 2 sub un loc în fiecare comisie. Sau mai exact, ca să citem din clasă 5 viață, din ori. Așa ar fi reprezentarea proporțională. Conform configurației politice. La cultură. Și doamna Plănar merge la cultură. Așa au pus. Și domnul Ioan Marcu cu Maria. Da. Da, dar se poate, doamna. Da, bine. E bine. E bine? Da. E bine. Da. Deci cultură e economic. Domnul Tătar, la cultură e economic, da? Cu doamna Ioane cu doamna Ioane. Deci Ioane cu Tătar, regim cu Lucian și Vițoar rămâne la economic, nu? Da, Tătar, Lucian, da. La urbanism. Domnul Galan Romeo. Romeo, Florin, Iosif. Da. Domnul Jecalo. Marcu. Domnul Țarevici și domnul Marcu. Da. Cinci. Perfect. Da. Perfect. Comisia de administrație. Domnul Mutrescu, da. Domnul Andronache. Grijincu. Domnul Grijincu, Puiu și domnul Ungurean. Cinci. Și la, la comisia de învățământ. Da, nu e bine, că nu avem reprezentare și din partea aurului. Aurul are două comisii, două mandate, este Are voie să facă parte de mai multe comisii, pentru că are două mandate. La cultură am zis că doamna Blanar... Așa și mai trebuie o persoană, PLL-ul care are 9 mandate. Puneți o persoană la cultură. Puneți la cultură. Nu eu, Nu punem primarul, pentru că la un moment dat, la urbanism... Să spun primarul Grijincu că... Deci noi trebuie să mai facem... Auziți, stați? Din actualul, deci din cei care sunteți aici în Consiliul Local, este domnul Martinez, care la viitoarea ședință va fi investit. După care se va retrage cineva de la noi și vom veni cu propunerea altfel. Și atunci propun domnul Gâjincu să meargă la cultură sau unde e, la învățământ cultură, da? Da. După care vedem ce se întâmplă când se retrage pentru a intra domnul Martinez. Dacă e ok. Ca să nu mai facem un lucru. Deci, doamna președinte, vedeți dacă e ok. E bine? Da, este bine. Hai să vedem loc, să vedem. Comisia economică. Da, Comisia economică. La Comisia economică, Ailinei, Tătar, Lucian... Deci la Comisia economică, Ailinei, Tătar, Lucian, Grijincu și Fițcar. La Comisia de... administrație. Mutrescu, Andronachi, Grijincu, domnul Puiu, Șungureanu, da, cinci. La urbanism, Galan, Iosif Florin, Jecalo, Țarevici și Marcu. Iar la comisia de învățământ, Ignatiuc, Blănaru, Telișcă, Chiraș, da, și Grijincu. Cum sunt de acord cu comisia de administrație? Da, dar ținând cont de numărul de consilieri, PNL-ul la una dintre comisii trebuie să aibă 3. Deci este respectată configurația politică.
În felul acesta este respectată implicația politică de fiecare comisie în parte. Da, așa cum prevede articolul 14. Am încredere. Avizele comisiilor de specialitate sunt consultative, dar obligatorii pentru a fi pus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre. Însă, avizul este consultativ. Și în altă ordine de idei, vă rog să fac acum un apel către toți consilierii, chiar să veniți la aceste ședințe. Nu doar să primiți așa pe votul mașinii semnat că am fost. Chiar v-aș ruga să interveniți, pentru că prin acele comisii se reglează toate proiectele. Adică am avut situații în care nu se prezentau la comisii și în timpul ședințelor puneau foarte multe întrebări care ar fi trebuit reglate. Fac o rugăminte către toți consilierii la seriozitate în sensul acesta. Mulțumesc. O întrebare la acest proiect. Dacă s-a stabilit lista de persoane, dacă sunteți de acord să votăm la vot deschis lista integrală sau să facem buletine de vot fiindcă e vorba de persoane. Asta supunem la vot cum doriți dumneavoastră, la vot, adică la vot deschis cu lista stabilită sau facem buletine la vot secret. Deci, supun la vot. Mergem pe vot deschis? Da, e deschis. Cine este pentru vot deschis? Împotrivă? Abțineri? Deci, mergem pe vot deschis. Supunem la vot proiectul în totalitate, cu propunerile făcute pe lista respectivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Vom lua o pauză pentru a se întâlni comisiile, să-și poată alege președinții și secretarii, ca să putem da avizele pentru proiectele următoare. Pauza să fie între... Cam cât? 10, 15 minute. Deci, până la... Vă rog să vă ascultați puțin. Este important că Comisia de Administrație Publică să-și aleagă președintele ca să poată da avizul pentru proiectele următoare. Da? Avizele necesare pentru proiectele scrise de ordinea de zi se dau de către Comisia de Administrație Publică. Unui conflict de interese, da? Dacă vă aflați într-un conflict de interese pentru proiectele următoare și să nu participați la discuții și la vot. Dacă există cineva, vă rog să ne comunicați pentru a nota. Altcineva? De asemenea, nu știu atunci ce și eu la folosință Consiliului Local și am adus un scris
faptul că mi-a dat el demisia din calitatea de administrator la servicii comunale, practic eu astăzi nu mai am nicio calitate la servicii comunale de tot. În acest sens, mi s-a înaintat adresa serviciilor comunale, prin care ne aduce la conștiință, aduce la conștiința Consiliul Local. Vă mulțumesc. Să lăsați cu această societate fără conducere la ora locală? Domnul Jecan, societatea e fără conducere la ora locală? Nu să fie fără conducere. Dacă îmi permiteți, directorul adjunct, având drepte semnături în brânci peste tot, paga i-a fost dat acest atribut chiar când a fost numit director adjunct. Prin urmare, sunt trei semnături în brânci peste tot, nu este niciun blocaj. Mulțumim, trecem la... Scuzați un pic, având în vedere că totuși această societate este societate de interes public pentru municipiul Rădăuți. Faptul că vine iarna, din nou, ne-ați putea preciza și motivul pentru care v-ați înaintat această demisie? Cum bine știți, domnule consilier, demisia este un act unilateral. Nu știu dacă nu voi să vă explicați. Aici, părerea mea că nu ar trebui să divagăm de la subiect, pentru că suntem veniți pentru alte probleme, în altă ordine de idei. Am spus și la ședința de investire. Problemele sunt să vină banii și să avem hotărâri de Consiliul Local care să rezolvăm această problemă, nu aceste mustier tipuri. Un singur element atent mai de completat, că emisia dumneavoastră a fost și acceptată. Nu știu, aici, doamna jurist, nu știu dacă trebuie să fie acceptată, adică un act unilateral, am hotărât, începând ieri, nu semnez niciun act la servicii comunale, nici ieri n-am mai semnat. Adunarea generală a acționarilor trebuie să o înregistreze. Dacă a înregistrat adunarea generală... Este înregistrat. Dar o să trecem la ordinea de zi. Restul lucrurilor mai discută la diverse. Adresa înaintată vă voi prezenta la punctul diverse. Da? Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.663 pe 26.10.2024 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Rădăuți care să facă parte din Comisia de Vânzare din licitație publică a imobililor aparținând domeniul privat al Municipiului Rădăuți, inițiator primarul Lorin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarea Comisie de Specialitate, Comisia de Administrație. Aviz favorabil. Urbanism, Comisia de Urbanism, favorabil. Comisia de Urbanism, Comisia Economică, favorabil. Și Comisia de Învățământ. Ales favorabil. La acest proiect avem nevoie iar de propuneri. Da, cuvântul doamnei. Din trei. Trei și trei locuitori. Puneți toți. Da, propunerile noastre. Vreau să dau cuvântul un pic, doamnei jurist, întâi, dacă trebuie. Este necesar adoptarea acestui proiect de hotărâre, pentru că avem în desfășurare o licitație publică, deja demarată, cu consilieri desemnați din vechiul Consiliu, iar pentru a nu relua procedura, da, și a ne confrunta cu un blocaj, este necesar să desemnați de consilieri astfel încât să completăm comisia. Da. Ca membri, propunem subsemnata Teresa Maria, domnul consilier Iosif și domnul Pizcan. Ca locuitori, domnul consilier Ioanu, domnul Tătar și domnul Marco. Domnul Gureanu, domnul Tătar și domnul Marco. Alte propuneri? Rămâne așa? Da? Aceste propuneri vor rămâne la vot secret. Trecem la proiectul numărul 4.
proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.664 pe 26.2024 pentru constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul public sau privat al municipiului Rădăuț și desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Rădăuț care să facă parte din respectiva comisie. Inițiator primarul din Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la Comisia de Specialitate, Comisia de Administrație. Aviz favorabil. Comisia Economică. Favorabil. Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Și Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumim. De asemenea, aici sunt necesare propune. Două. Propunerile sunt ca membri domnul consilier Ungureanu, domnul consilier Mutrescu și ca locuitor domnul consilier Galan și doamna Ihnatiuc. Alte propuneri? Suntem de acord cu domnul consilier Ungureanu, dacă în locul domnului consilier Mutrescu, doamna primarul Consilia Daniela. Domnul Mătescu, dacă e mulțumit. Da, sunt Domnul Mătescu. Și acestea rămân la vot secret. Trecem la proiectul... Era 10. Vot deschis. Vot deschis. Nu merge aici. Era 10 să redactăm buletinul de vot, ca după aia să luăm pe rând. Că nu îi votăm deodată în loc. Eu vă rog, pe cuvânt, ajungem în derizoriu. Sunt 7 camere pe noi și intrăm în derizoriu. Avem de la prefectură adresă de foarte mult timp, nu merge, cu vot deschis, nu mai vorbim prostii. Haideți să nu cădem în derizoriu și avem aici cineva care conduce la prezidiu, nu-i dăm cu părerea. Părerea mea, dacă nu, asta e situația, noi facem de răspuns. Trecem la suplimentarea la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.665 pe 26.10.2024 privind desemnarea reprezentanților municipiului Rădăuț din rândul consilierilor locali în adunarea generală a acționarilor AGA la SC Servicii Comunale S.A. Rădăuț, inițiator primar Lojin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii. Comisia de Administrație? Aviz favorabil. Comisia Economică favorabil. Comisia de Învățământ? Aviz favorabil. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Propuneri. Propun pe doamna Tejiscă Maria. Propun pe domnul Puiu și pe domnul Grezincu. Alte propuneri? Eu îl propun pe domnul Iosif Florin și pe domnul Dan Marcu, ca să respectăm proporționalitatea. Da, cred că fie de la să-l propunem noi, nu PSD-ul. Deci noi îl propunem pe Dan Marcu. Așa și domnul Marcu. Mai spui și alte propuneri? Rămân la vot secret. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.668 pe 28.10.2024 privind desemnarea a 3 reprezentanți a Consiliului Local al Municipiului Rădăuț în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian Rădăuț, inițiator primarul Ochim Bogdan Andrei. Se solicită avizul la următoarele comisii. Comisia de Administrație? Aviz favorabil. Comisia Economică favorabil, Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Propuneri, vă rog. Da. Propun pe domnul consilier Lucian Constantin, domnul consilier Frițcan și doamna Irene. Alte propuneri, vă rog? Din partea PSD-ului, ca și propunere la domnul Domnișoan Anzonachi și pe doamna Irene. Cine? Doamna Anzonachi și Irene Cristina. Doamna Irene, ați fost.
că au propus așa. Poftim? Ne bucurăm că au propus așa. Deci nu e doar domnul Abdurrahman, care se poate PSD-ul, da? Aici sunt șoieni, aici. Da, dar și domnul, că este, va fi deja domnul de partea aud. Și domnul ăsta. Da, s-a propus, dar nu s-o... Dar nu pune mâna pe... Nu s-o... Nu s-o... Nu s-o... Nu s-o... Nu s-o... Nu da. Da. Din 4 propuneri, trebuie să rămână 3. Având în vedere că domnul primar a rămas cu proiectele în forma inițiată de el, proiectele care erau ca decat inițiate de către subsemnatul, nu mai au sens, așadar le retragem, pentru că sunt identice. Și v-aș ruga, doamna președinte, ca să nu mă încurcăm, să ne oprim aici și să votăm proiectele pentru a respecta exact în tocmai cum a solicitat domnul primar prevederile legale. Să redactăm buletine de vot și să votăm cele 4 proiecte. Eu aș vrea să mai votăm ceva cu toții. Hai să încep și eu să venim cu propuneri și să facem bază ședința asta. Eu propun fiecare să începem cum credem. Nu mai avem președinte de ședință, nu mai avem secretar, nu mai avem nimic. Mai avem un proiect ordinea de zi. Alegerea viceprimarului. Voi da citire proiectului. Proiect de hotărâre ridicat cu numărul 99.766 pe 26.10.2024 privind alegerea viceprimarului municipiului Rădăuți. Inițiator primarul Lochin Bogdan Andrei. Se solicită avizele următoarele comisii. Comisia de administrație. Aviz favorabil. Comisia de urbanism. Nu. Aviz favorabil. Economic favorabil și... Aris favorabil. Propuneri, vă rog. Doamna președintă, am eu o propunere. Așa cum am solicitat. Vreau să îți întrerup. Deci, de la acest punct, au se ridică, nu vom participa. Dacă sunt al de... Cine mai vrea să... Acest punct, de asemenea, suntem și noi de acord ca să fie discutat, pentru că nu se pozează absolut nimic. Dar acest punct să fie discutat, după ce se votează proiectele pentru care Consiliul Local a aprobat deja redactarea buletinelor de vot, respectiv votul. Nu votăm în bloc. Consiliul local nu a aprobat redactarea buletinelor de vot. La acest proiect de ordine de zi, dacă mă lăsați în PSD-ul nu participă în această formă la vot. Ori terminăm voturile pe celelalte două proiecte, respectiv trei, care au fost comisiile respectiv votate, și lăsăm viceprimarul așa cum a stabilit de la început la final, ori puteți nota de pe acum, că în această formă, grupul PSD nu participă în această formă. Puteți să faceți ce vreți dumneavoastră, domnule primar, și ca să vă obișnuiți. Dar nu mai merge. În logica pe care spune domnul Andromar, chiar trebuie ca la toate proiectele să ne fie oprit, pentru că deja sunt trei exact. De ce să nu punem și pe asta? Ori pe fiecare parte, ori pe toată. Pentru că de fiecare dată v-am spus același lucru, că să trecem la vot. Nu mergem în bloc cu el. Așadar, am rămas la proiectul numărul 4 cu comisiile, redactați buletinele de vot, doamna președintă, solicitați comisiile noastre să redacteze aceste buletinele de vot și le votăm. În acest moment, grupul PSD nu intră în niciun fel de discuții pe acest ultim proiect de pe ordinea de zi, respectiv alegerea viceprimarului. Eu aș propune pentru dezbatere și pentru liniște și o pauză de 5 minute. În care se pot redacta buletinele de vot pentru restul proiectelor să nu pierdem timp. N-am venit aici să pierdem timpul, deci să facem în spectacol. Buletinele de vot.
Deci cine conduce ședința acum, în acest moment, ca să știți? Doamna președintă, care v-a solicitat să dezactați? Doamna președintă, vă rog să decidă ce facem în acest moment. Să punem la vot, dacă nu, dacă tot Consiliul Local este de acord, să votăm aceste patru proiecte, da? Întâi și să lăsăm să trecem la votul cu viceprimarul ulterior, și la discuții, sau continuăm ședința. Cred că este mai corect așa, dacă, doamna președintă, vă rog, supunem la vot să luăm o pauză de 5 minute pentru a pregăti buletinele de vot și a trece la votul secret pentru cele patru proiecte, sau continuăm, da, facem propunerile pentru viceprimar și le votăm pe toate în integralitate. Teza întâi, așa cum ați spus-o, pauză pentru a redacta cele patru buletine de vot fără viceprimar. Supuneți la vot, vă rog. Deci, supun la vot cine este de acord pentru... Luați loc, vă rog, domnul Ronachie. Deci, vă rog, frumos, să nu fim panoare. Da. Supuneți la votați pauza sau nu? Deci, părăsiți ce trebuie, da? Pauza poate de vă rog să vă dezină aici. Intrăm pentru... Deci, supun la vot pauză. Supun la vot cine este de acord pentru a se lua pauză, pentru a se redacta buletinele de vot pentru primele patru, pentru cele patru proiecte. Fără viceprimar. Fără ultimul proiect. Cine este pentru... Legi. Al judecare și în acest fel luăm pauză de 5 minute. Împotrivă? Da, mai poate. O mai poate. Vă rog, având în vedere că au fost propunerile desemnate de către dumneavoastră, ștampila de vot în dreptul fiecărei persoane pe care o doriți ca și membru supleant. Da? La punctul 3. La punctul 4, de asemenea, buletinul de vot arată în această formă, cu doi reprezentanți în Comisia de Închirieri și doi supleanți, cu propunerile făcute de către dumneavoastră, și ștampila de vot în dreptul fiecărei persoane. Vă rugăm. Punctul 6 de pe ordinea de zi, cu reprezentanții în adunarea generală a acționarilor. La fel, avem buletinul de vot, propunerile făcute de către dumneavoastră, ștampila de vot în dreptul a doi reprezentanți, da? Avem patru propuneri, da? Avem nevoie de doi reprezentanți, da? Dacă votați, fiți se consideră votul la abțineri împotrivă, de fapt. Da? Se poate, da, se știe. Deci, nu se lasă în considerare. Se consideră așa, aceeași procedură o avem și la Consiliul de Administrație a Spitalului Municipal, având în vedere că avem trei reprezentanți, propunerea au fost patru, vă rugăm ștampila de vot în dreptul a trei persoane. Da? Așa. Vă rog. Vă rog pe buletinele de vot, pentru asigurarea confidențialității votului, să nu avem semne distinctive. Rog în partea din spate, consilierii care se află acolo, să vină puțin mai în față, astfel încât să eliberăm zona votului de acolo și a urnei de vot. În ordine alfabetică, doamna președintă vă va invita la votul secret. Veți primi patru buletine de vot, ca să ușurăm puțin procesul de vot, după care, după ce veți primi și ștampila de vot, după care veți introduce votul împăturit în urna albastră aflată acolo pe masă. Fără telefoane mobile, fără poze în incinta cabinei noastre de vot, ca să numesc așa, fără fotografii și vă rog frumos să vă retrageți puțin mai înspre
noi din spate, astfel încât să lăsăm zona liberă. Eu aș fi, aș fi venit mai aproape din prima, doar că domnul primar a venit să stau așa astăzi. Deci o să veniți mai încoace. Haideți, domnul Rovită. Asta nu stau în urmă, domnul Rovită. Domnul Rovită, haideți mai încoace. Elena, ai și tu mai încoace. La Consiliul de Administrație la Spital se aplică ștampila doar pe 3 reprezentanți. La Adunarea Generală a Acționarilor doar pe 2 se aplică ștampila reprezentanți. La Comisia de Închiriri pe ambii reprezentanți, astea au fost propuneri la bloc, respectiv la Comisia de Închiriere, la fel. Să nu fiți în aveți grijă voastră să nu trăucați.
Iar așa, dacă tot ați zis, cât mai e valoarea contractului la fronte? Eu să aveți comisii, doar? Nu vreau, dar frontierul poate are contract încheiat de Consiliul Local. Dacă avem contract încheiat de Consiliul Local, s-ar putea să modificăm poziția televiziunii frontieră, la care mai vedem că să vă doriți să ajungă unde dorești. Poți pleacă, păcat nu o să fim batea. Puteți să vă anunțați deja cu domnul Dincescu. Asta la o ședință viitoare. Când va trebui să formuleze, când va trebui să formuleze, când va trebui să formuleze raportul de activitate. Campania electorală continuă să fie, nu? Așa că dacă mai vreți să trebuie să vorbim, eu nu vă răspund. Nu, mă zic, e pe fază de noastră. Am încercat să fie trebuit ca și clar. Repet, ce fie fază de noastră? Se pregătește plenarul pe Sida Daniela. Doar, da, încet. Thank you.
emoții, nu mi-ai lăsat la Thank you.
Thank you.
Nu, vă rog frumos să închideți buletinul în urmă. În urmă. Dani votează doar cu 4 ani, te rog eu. Merg, băi, cu minte. Tu nu s-a spălat că e în urmă. Nu. Я закрою смотрю.
cei eu și cu ordine în partid. Și e întrebat să se facă ordine, să-i ajunge să mă întrebe. Da, bă, ia bă, de ce să vă primar?
Comisia de vânzare, Telișcă, Iosif, Hrițcan, supleant ungurean, tătar, martor. La fel, Telișcă, Iosif, Hrițcan, ungurean, tătar, martor. Telișcă, Iosif, Hrițcan, ungurean, tătar, Marcu. Telișcă. Așa. Iosif, și la supleanț. La supleanț tătar Marcu. Așa, Telișcă Iosif Hrițcan, ungurean tătar Marcu. Da. Telișcă Iosif Hrițcan, ungurean tătar Marcu. Mai încerc. Așa. Telișcă Iosif Hrițcan, ungurean tătar Marcu. Telișcă. Ungurean. Iosif, tătar, Marcu. Telișcă, Iosif, Hrițcan, ungurean, tătar, Marcu. Telișcă, Hrițcan, ungurean, Marcu. Telișcă, Iosif, Hrițcan, ungurean, tătar, Marcu. Telișcă, ungurean. Telișcă, Iosif, ungurean, tătar, Marcu. Telișcă, Iosif, Hrițcan,
Ungurean, Tătar, Marcu, Iosif, Frițcan, Tătar, Telișcă, Iosif, Frițcan, Tătar, Marcu. Asta în care le-am numărat în poate, am numărat degeaba, pentru că oricum comisiile vot astea sunt peste 10, ca să anunțăm, sunt peste 10 voturi, astea sunt comisiile cum le-am stabilit. De la început. Da. Proiectul a fost adoptat cu 10 voturi pentru. Peste 10 voturi pentru, da? Deci fiecare persoană, Telișcă 15, Iosif 14, Fiscan 12, Ungurean 13, Tătar 14, Marcu 14. Punctul 4 de pe ordinea de zi, la comisia de închirieri. Avem 18. Ungurean, Blanaru, Galan, Ihnatiuc. Ungurean, Blanaru, Galan, Ihnatiuc. Ungurean, atât. Ungurean, atât. Blanaru, Galan. Ungurean, Galan, Ihnatiuc. Ungurean, Blanaru, Galan, Ihnatiuc. Ungurean. Ungurean, Blanaru, Galan, Ihnatiuc. Ce scuze? Blanaru, Galan. Ungurean. Ihnatiuc, Ungurean, Blanaru, Galan, Ihnatiuc, Ungurean, Blanaru, Galan, Ihnatiuc, Ungurean, Blanaru, atât, Ungurean, Blanaru, Galan, Ihnatiuc, Ungurean, Blanaru, Galan, Ihnatiuc, Blanaru, Galan, Ungurean, Blanaru, Galan, Ihnatiuc. Proiectul a trecut și acesta în forma în care a fost votat. Proiectul a fost adoptat în forma propusă inițial, Ungurean 15, Blanaru 14, Galan 13, Ihnatiuc Maria 15. Punctul 6. Desemnarea reprezentanților din rândul consilierilor locale în adunarea generală a acționarilor la SC Serviciu Comunal. Prezenți 18, voturi 17. Așa. Grijincu, Iosif, Marcu, Grijincu, Puiu, Grijincu, Iosif, Marcu, ăsta are 3. Are 3, că-s 2 reprezentanți, da? E mult dacă-i 3. Hai să o luăm de la capăt, că nu mai știu cum să o luăm.
Da, pune la... Da, l-am lăsat când am dat să mă auzit pe străie. Nu, acolo, nu, acolo e bine. Aici, în numărătoare, o luăm de la capăt, că-și multe încă. Hai, la puiul. Puiul și grijincu, da, așa. Grijincu, una, da, jucos, da. Și ăsta îl anulăm, da? Nu trebuie să o luăm la capăt, că nu trebuie să o luăm. Stai în tot și o luăm la capăt. Deci, puiul, grijincu, așa. Ăla-i nu, ăsta e. Grijincu, da, așa, Iosif, Marcu, Iosif, Marcu, Iosif, Marcu, Iosif, Marcu, Puiu, Grijincu, Puiu, Grijincu, Iosif, Marcu, Puiu, Grijincu, Puiu, Grijincu, Puiu, Grijincu, Iosif, Marcu, și Puiu, Grijincu, Iosif, Marcu, pe toți, deci dăm deoparte, Puiu, Grijincu. Mai spune, mai spune. Ah, și încă, scuzați. Puiu, Grijincu. Bun, la proiectul ăsta de hotărâre, da, avem așa. Avem nevoie de doi. Primii sunt Puiu Grijincu cu 8-9, nu, ba da, Iosif Marcu 6, da? Nu avem 10 voturi pentru două persoane, da? Astfel încât mergem la votul în integralitatea proiectului, da? Cu cele două propuneri cu Puiu Grijincu la vot secret. Da? Cu pro și contra. Adică, mai am cum să ai pentru că fiind mai multe propuneri? 10 voturi pentru adoptarea proiectului din cei prezenți. Ai valat așa acum. Da? 10. Nu, nu, nu vot de 10. Da? Da? Și nu este 10. E balotat. Dar când să acum? Acum, fiindcă propunerile au fost mai multe, avem 2 cu cele mai multe voturi, da? 8 și 9. Mergem la vot secret cu propunerile pentru Puiu și Grijincu. Mai departe. Mai departe și o să mergem o dată, da? Cu viceprimarul, probabil, să punctul 7 de pe ordinea de zi. Nu înțeleg, că mai trebuie să pună pe două persoane. Nu au pus. Nu au pus pe două persoane. Nu au pus numai pe două persoane. Nu s-a înțeles lucrul ăsta. Are mult de ce vreau. Iarăși scris și am preluat procedura același și proiectul poate fi pus de două ori. Punctul 7 de pe ordinea de zi. Punctul 7 de pe ordinea de zi. Consiliul de Administrație al Spitalului, da? Avem 3 consilieri locali, da? Desemnați. Lucian Constantin, un buletin cu o singură propunere. Lucian Constantin, cu o singură propunere. Hrițcan, a Irinei Andronache. Lucian, Hrițcan. Hrițcan, a Irinei
Andronache, Pițcan, a Irinei, Andronache, Pițcan, a Irinei, Andronache, Pițcan, a Irinei, Andronache, Lucian, Pițcan, a Irinei, Lucian, Pițcan, a Irinei, Andronache, Lucian, Pițcan, a Irinei, Lucian, a Irinei, Lucian, Pițcan, a Irinei, Andronache, Pițcan, a Irinei, Andronache, Lucian. Mai sunt două. Lucian, cer scuze. Pițcan, a Irinei. Avem de anul de Okay. Deci, avem trei reprezentanți, Lucian Constantin, cu 10, Pițcan Constantin cu 12 și a Irinei Cristina cu 12. Și domnul Andronache Traian votat cu 8. Da? Deci trei reprezentanți. Da. Mai pregătim pentru punctul 6 la Aga, da? Da, nici o problemă, să nu aveți discuții. Ce? 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 Ce?
Ambulanțe în ce comisie de administrație? Eu când ți-am spus, v-ați arăt. Thank you.
intrat toată lumea să văd? Au rămas în sală pentru proiectul numărul
6, la vot în integralitate, da? 10. Putem continua ședința în condițiile alegerii unui următor președinte de ședință care va fi la ordine. Doamna Lunaru este, a părăsit, doamna Lunaru Persita Daniela a părăsit, doamna Chiraș Elena, vă rog, ne luați conducerea ședinței. S-o ajută să deci eu presupun să votăm o dată și pentru viceprimar și pentru asta, nu mai da, ca să nu mai da. Proiectul hotărâre înregistrat cu numărul 9666 din 26.10.2024 privind alegerea viceprimarului municipiului Rădăuți, inițiator primar, Lorin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Aviz favorabil. Aviz de administrație. Aviz favorabil. Aviz favorabil, da? Da. Nu este să fac o propunere. Da, propun. Nu este să fac o propunere de cală. Partea aur, iar dacă nu i-am pot propune? Nu? Nu mă propun prin partea aur. Da, sunt două propuneri. Da, sunt două propuneri. Da. Domnul Ciotan, nu propuneți nimic nimeni de la PSD? Da. Facem la procedura de vot secret. Te rog frumos un pic. Deci, vă rog frumos, încerc. Este președinte, vă rog. Thank you.
Deci sunt 10 buletine de vot. Așa cum am ieșit propunerile, da? Primele două persoane pentru a vota în integralitate proiectul de hotărâre, da? Folosim formula pentru sau contra, da? A ceea ce a ieșit la votul individual pe persoană, da? Adică domnul Jecalu și domnul Brăjincu și domnul... Acum l-am arătat vreo 10 voturi, trebuie să ia? 20. Cu mențiunea că poți fi, nu? Dacă nu sunt 10 voturi, proiectul aplicat. Dar jumătate cu sumă, nu mai sunt prezentă. Deci s-au retras. Este eu cu ședință? Dacă este din ce prezent la ședință. Eu, alt președinte, e doamna. Și atunci, din ce prezent? Deci, tu sunt. Mai bine, să aveți 10 minute. Dar să fie 10. Thank you.
Da, da. Doamna Evine Cristina nu este, doamna Durmati Traian nu este, doamna Plenaru Persida Daniela nu este absent, doamna Chira Șelena nu este la final, domnul Galan Romeo nu este absent, domnul Grijin cu Marius Costean. Invers. Domnul Marcu George Dan absent. Domnul Mutrescu Dan absent. Domnul Puiu Adrian. Domnul Tătar Nistor. Domnul
doamna Teliușca Maria. Și
la punctul 5 de pe ordinea de zi a alegerea viceprimarului, dintre cele două propuneri, Jecalo și Fițcan, avem Jecalo. 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 Și Jecalo. Bravo! Mulțumesc foarte mult participanților. De fapt, toți rădăuțenii au privit de la începutul acestei ședințe intențiile cu care au venit unii dintre colegii noștri. Nu mă refer la toți, pentru că sunt foarte mulți oameni de bună credință, care cu siguranță vor face lucruri foarte frumoase și se vor implica pentru rădăuți, dar astăzi dat o dovadă de maturitate politică pentru rădăuți. Să știți, această, ce s-a întâmplat astăzi nu este pentru Bogdan Lugne sau pentru Adi Jecalo sau pentru X sau Y. Asta este pentru o stabilitate care este neapărat necesară în aceste condiții extrem de grele. Acum vom vedea cum va fi și în săptămânile următoare când așteptăm fonduri pentru a putea face plăți la gaz. Astea sunt problemele stringente. În rest, cu Doamne ajută, fericit și pe domnul viceprimar Adi Jecalo și mulțumesc tuturor încă o dată pentru prezență și pentru actul de demnitate pe care l-ați făcut pentru municipiul Rădăuți. Mulțumesc mult! Da, în primul rând, dați-mi voi să vă mulțumesc, stimați colegi, pentru votul acordat, pentru încrederea acordată. În același timp, aș dori să mulțumesc cetățenilor din municipiul Rădăuți pentru votul acordat într-un număr atât de mare pe data de 9 iunie, pentru domnul Bogdan Loghimpe și pentru Consiliul Local, pentru membrii Partidului Național Liberal. Vă mulțumesc încă o dată. Să sperăm că vom avea o colaborare foarte bună și de mâine să începem treaba și să sperăm că nu vom dezamăgi. Da, și acum este o adresă, vă rog. Vreau să vă prezint, nu a fost pe ordinea de zi, dar a fost transmisă de la legislatură astăzi, adresa 10 Servicii Comunale ESA, către Consiliul Local al Municipiului Rădăuți, înregistrată la instituția noastră cu numărul 16214 din 29.10.2024, prin care domnul director adjunct ne aduce la cunoștință următoarele 10 Servicii Comunale ESA Rădăuți cu sediul Rădăuți, având în vedere demisia domnului administrator unic interimar Jecalo Adi Gheorghiță depusă cu data de 29.10.2024, am luat act de această demisie, iar odată concetarea contractelor de mandat ale domnilor Tibei, Căsiriu Cătălin și Grijin cu Marius Costel, încetează și acta la 10 Servicii Comunale ESA Rădăuți. Vă solicităm respectuos demararea procedurilor de selecție a unui nou Consiliu de Administrație necesar pentru bună administrare a societății. Ca anexă la această adresă, avem demisia domnului Jecalo Adi Gheorghiță din funcția de administrator unic interimar în cadrul societății 10 Servicii Comunale ESA, înregistrată cu data de 29.10.2024 din motive personale. Mulțumesc! Da, bun.